zilor. Pregătesc să merg să fac cardio, așa că să-mi pregătesc cafeaua. Și o să iau carnitina înainte de cardio. Zilnic fac dimineața 30 de minute de cardio. Asta este rutina mea de început de zi. Pentru că trebuie să mențin un nivel de grăsime cât mai scăzut și să evit să acumulez grăsime. Și pentru a fi cât mai definit, pentru că mai este un pic și concursul se apropie, europenele. O să o linguriță aici. O să dau o linguriță de cafea. Să dau puțin scorțișoară. Aparte puțină. Pentru că o să folosim mai mult la micul dejun după cardio. Aici avem cafeaua cu scorțișoară. Nu știu cât de bine se vede. Bun. Înainte de toate, carnitina, 3 grame. Bun. Vedem la sală. Ce zi minunată! Soare, sper să nu ploaie și azi. Bun, hai că mergem la sală. Bun, am terminat și cardio. 376 de calorii. Înclinații 18, iar viteza 4,6. Așa arăt, după jumătate de oră de cardio, mers pe bandă, înclinați 18, 4,6 viteza. Acest efect saună, puteți să-l încercați și voi, 3 grame de carnitină și o cafea scurtă, cu 15-20 minute înainte de cardio. Să ardeți toată grăsimea de pe abdomen. Bun, haideți să facem abdomen și puțin stretching. Cam așa arăt din spate. Zici că a fost afară și m-a plouat. Terminăm exercițiile de făcut. Obligatoriu să dezinfectăm aparatele pe care am lucrat. Pentru că transpirăm și nu este frumos să lăsăm transpirat. Cam așa arătăm, după 30 de minute de cardio, abdomene și stretching și am scos tensiune de pe zona lombară și spate cu rola de masaj. Că aveam destul de multă tensiune pe spate și mă cam durat spatele. Bun, mergem să preparăm micul dejun. Bun, pentru azi am rămas să facem antrenamentul de spate. Și nu știu, o să mă hotărăsc eu până o să merg la antrenament. Până atunci vreau să merg acasă să mănânc, să mănânc micul dejun și să-mi beau proteina. Proteina o folosesc de la Natural Plus, Iso Pur. Este un izolat proteic de foarte bună calitate, peste 90% concentrat proteic, carbohidrat 0, grăsim 0,
așa că dacă ai o dietă scăzută în carbohidrat sau ești la definire sau la slăbire, îți recomand izopur sau chiar whey premium, concentratul de zero. Imediat terminăm și micul dejun. Oi, abia aștept această clătită americană sau cum vreți voi să-i ziceți. Sfoși de ovă, cu albușuri de ou și gălbenuși. Am adăugat și cafea. Și bineînțeles proteina. 20 de grame de izopur. Cu cafea, puțină sare, pentru că sodul este foarte important. Și bineînțeles aici 10 grame de ulei de cocos, care o să îl pun peste această minunată clătită și gustoasă. A, da, m-a adăugat și 3 pastile de îndulcitor. În sfârșit am terminat și micul dejun și tadam! Proteina, uleiul de cocos și clătita din fulgi de ovăz. Bun, ne vedem antrenamentul de spate. Bun, și mergem și la sală. Am luat-o pe jos pentru că sala este aproape. Este chiar în Mărăști, foarte aproape de mine. 5-10 minute de mers pe jos, așa lejer. Și acolo ne așteaptă fratele server. El o să facă umeri, eu spate. Stai aproape. Boss, cum a fost antrenamentul? Foarte plăcut, o intensitate foarte mare. Foarte mare. Până la epuizare. A tine cum a fost? Bă, a fost bine. Abia așa să să mănânc. Și o să iau prânz, că n-am numai la 11 la micul dejun. Și eu numai micul dejun l-am mâncat. Ce să faci? E bun.
bucurăm de vreme bună. Unde mea, Nadeaș? Nu. Bun, dragilor, și cam atâta și cu al doilea episod din această serie. Am ajuns acasă, am pregătit masă după antrenament, orezul cu pieptul de pui, care l-ați văzut și în primul episod, așa că nu cred că vă mai interesează așa mult, pentru că știți deja ce mănânc după antrenament, orez și piept de pui. Bun, sper că v-a plăcut și acest video și nu uitați să dați pe clopoțel pentru a primi notificarea cu noul video. Și vă puteți abona canalul meu de YouTube, vă puteți urmări pe Instagram și pe Facebook, Florin Damșa Fitness. Ne vedem în episodul 3.